Ești acum adepta unui stil de viață sănătos sau ai fost dintotdeauna? Nu pot să zic că sunt adepta unui stil de viață sănătos, că mai mănânc și dulciuri, mai mănânc și fast food, adică îmi place mâncarea. Dar uite, ne aflăm la acest eveniment, ia spunem, adepta schimbărilor de look ești? Nu, eu sunt mai conservatoare. Mie îmi place să fiu așa cum sunt. Adică nu prea îmi place să mă schimb așa odată la 2-3 luni sau nu știu, să mă fac din șaten blondă, din blondă brunetă și așa mai departe. Nu, eu sunt așa mai pe stilul meu, mai pe clasic. Dar care a fost cel mai îndrăznesc lucru pe care ți l-ai făcut în materie de look, bineînțeles? Păr, make-up, nu știu. O singură dată, acum vreo 4 ani, m-am tuns undeva până aici. Adică nu foarte mare diferența. Atât, nimic extraordinar. Lola, she believed the world they promised her, but now she's older. She's seen the people disagree and disappear, the powers out for days. Cum stai din punct de vedere sentimental? Că nu pot să nu te întreb, te-am prins acum. Nu prea am timp pentru viața personală, că filmez foarte mult. Adică ajung la filmări undeva pe la ora 10:30-11. Și plec undeva pe la 12:30 noaptea. Deci, practic, am timp să dorm și cam atât. Și mai ies din când în când să mă distrez, că na, sunt și o tânără. Și uite, unde ești tu așa să te distrezi? Sunt sigură că vin oamenii la tine. Ești o femeie absolut superbă. Ești o femeie foarte frumoasă. Sunt sigură că nu se poate să nu vină pretendenți la tine. Ce le spui? Îți mulțumesc. Da, vin, vorbesc cu mine, eu vorbesc cu ei și atâta tot. Că eu sunt sociabilă, dar până la un punct. Dacă se trece, dacă se sare calul, atunci spun stop. E ceva ce îți dorești de la un bărbat și poate nu ai găsit în momentul de față? Ești foarte pretențioasă? Sunt foarte pretențioasă, da, dar nu pot să spun că eu caut ceva la un bărbat. Nu, dacă e să fie, e. Ești genul care se îndrăgostește repede atunci? E acel sparkle, nu? E acea sclipire între doi oameni, o simți? Sunt berbec, mă arunc cu capul înainte.